În fiecare zi suntem bombardați cu informații despre mersul lumii acestea. Și toate ne sunt prezentate într-un mod atractiv, ca o cale, ca un mod de viață. Și dacă nu suntem atenți în fiecare zi, ochii noștri, mintea noastră, informațiile pe care le primim atunci când ascultăm un radio sau ne uităm la televizor sau navigăm pe diferite site-uri, primim aceste informații care umplu inima noastră și afectează mintea noastră. Calea lumii intră încet, încet în modul tău de vorbire, în modul în care relaționezi, în modul în care inima își dorește anumite lucruri și în cele din urmă în comportamentul tău. Va afecta în cele din urmă și credința ta. Dumnezeu are și El o cale. O cale pe care ne-o prezintă ca fiind calea Lui. De aceea, psalmistul spune, arată în Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Cu alte cuvinte, calea Lui Dumnezeu trebuie descoperită și calea Lui Dumnezeu trebuie învățată. Așa că, îți aduc aminte că, deși este îmbietoare calea lumii, noi suntem credincioși și urmăm calea lui Dumnezeu. Veghează asupra căilor tale împreună cu familia ta și în felul acesta du mentalitatea aceasta, du calea lui Dumnezeu celor din jurul tău. Știm că nu vom fi dați de rușine, că așa ne spune psalmistul, toți cei care se încred în tine, care ne dăjduiesc în tine, nu vor fi dați niciodată de rușine.